Dragilor, bine v-am regăsit. Vă mărturisesc un lucru foarte important pentru mine. Mi-aș dori să fiți alături de noi până la final, pentru că nu veți regreta. Așa cum v-am obișnuit, materialele noastre video foarte interesante. Astăzi am, aș putea spune, și onoarea, și bucuria, și plăcerea de a avea alături de mine un invitat foarte drag, un prieten drag. Este vorba despre jurnalistul Oreste Teodorescu și v-am pregătit un subiect, spun eu, mai mult decât interesant, incitant, de asemenea controversat, pentru că pornim discuția noastră de la trei cărți, trei cărți din portofoliul editurii Herald, care au legătură între ele. Este vorba despre cartea profesorului Constantin Daniel, Esenienii și manuscrisele de la Marea Moartă, de asemenea manuscrisele de la Marea Moartă în colecția manuscrisă a editurii Herald, și scripturile gnostice de la Nag Hammadi. Dintre grupurile iudaice din epoca elenistic-romană, cea a esenienilor este probabil cea mai cunoscută datorită descoperirii făcute la Qumran în 1947 a manuscriselor de la Marea Moartă. De fapt, o compilație care include descrieri ale mai multor momente din istoria mișcării esenienilor și ideile principale ale doctrinei religioase eseniene. Și aș începe discuția noastră, Oreste, cu următoarea întrebare. A fost influența esenienilor în antichitate atât de profundă încât credința lor a dat naștere creștinismului și a determinat întregul curs al istoriei lumii? Sorin, mulțumesc frumos pentru prezentare. Da, ca să-ți răspund direct, sunt absolut convins că da. Vreau să spun că am fost de 4 ori la Qumran, la situl arheologic al cea mai rămas din comunitatea esenienilor și este foarte interesant. Se află în deșertul Iudeii, după un drum de 4 ore petrecut la 400 de metri sub altitudinea marină. Ajungi pe vârful stâncii și vezi Marea Moartă de acolo, cobori și ajungi unde au viețuit poate cei mai interesanți spiritualiști ai lumii antice, această frăție albă, cum a fost numită ea. E foarte interesant, așa, dacă îmi permiți un acrostic, că Ioan Botezătorul făcea parte din gruparea esenienilor. E foarte interesant de ce spun asta, pentru că însă și în inima iudaismului canonic, dacă vrei, a iudaismului instituționalizat, se desprinde o ramură de bărbați care înțeleseseră cumva că lumea aceasta materială, stăpânitorii acestei lumi, inclusiv cei care practică un iudaism steril și un iudaism dogmatic, sunt foarte departe de cuvântul lui Dumnezeu. Și tocmai de aceea se organizează, și nu întâmplător am pomenit despre acest traseu de a ajunge până acolo, într-un spațiu foarte arid, într-un spațiu neprietenos viețuirii omenești obișnuite, se retrag în această fraternitate, citesc prorocii, marii gânditori ai lumii iudaice într-o cheie aparte față de canon. Se numesc pe sine Frăția Luminii, Fiii Luminii, combat cât se poate de argumentat corupția și încarnarea prea densă a cuvântului lui Dumnezeu într-o convenție mult mai acceptabilă sufletului omenesc și, într-adevăr, ei devin a priori precursorii gândirii creștine, pentru că între ceea ce găsim în manuscrisele de la Qumran, în toată doctrina aceasta, răzbate fără niciun fel de putință de tăgadă același cuvânt al lui Dumnezeu pe care îl întrupează Iisus Hristos, Mântuitorul lumii creștine. Tocmai de aceea am spus că Ioan Botezătorul făcea parte din această frăție, știm asta cu siguranță, s-au descoperit după 1947 în acest sit și multe alte papirusuri și documente care atestă prezența lui Ioan Botezătorul. Nu întâmplător, Ioan Botezătorul este
înainte mergătorului Hristos, cel care e numit de Hristos cel mai măreț dintre oameni, dar la care el, Ioan Botezătorul, răspunde că nu e demn nici măcar pingeaua de la sandal să-i o deschidă celui care vine să boteze cu Duh Sfânt, pentru că Ioan Botezătorul boteza cu apă, apă desigur și ca un simbol al vieții, evident, dar el spune că în urma lui vine cel care botează cu focul sfânt, adică cu Duhul lui Dumnezeu. E interesant că această frăție a luminii, acești fii ai luminii au fost respinși atât de iudaismul canonic, care a considerat această grupare o sectă eretică și destul de periculoasă, cât și de creștinismul canonic, pentru că până la descoperirea manuscriselor de la Nag Hammadi, canonul Bisericii Bizantine și ulterior canonul Bisericii Apusene s-au străduit din răzputeri să oculteze, să țină departe, să ascundă efectiv toate aceste lucrări care prezintă, de fapt, împlinirea iudaismului în creștinism mult mai coerent, mult mai firesc și mult mai logic, dar în urma cărora, ca și o concluzie generală, tot eșafodul acesta instituțional, ierarhic, construit, putere lumească a bisericii, ar fi dispărut ca un nonsens. Eu recomand cu extraordinar de multă tărie tuturor celor care vor să înțeleagă efectiv cât de frumos se naște creștinismul în inima iudaismului curat și a iudaismului pur, să citească cărțile publicate atât de bine de editura Herald și să își tragă niște concluzii în urma lecturării, cel puțin a celor trei cărți pe care tu le-ai prezentat mai devreme. Sunt convins că vor veni cu putere și cu lumină de a înțelege mult mai bine și mult mai firesc că, de fapt, între iudaism și creștinism nu există nici între iudaismul spiritual, evident, duhovnicesc și creștinismul duhovnicesc, nu există nicio barieră, ci pur și simplu o punte firească de transformare a unei lumi vechi într-o lume nouă. Se vehicula pe anumite surse că și Iisus Hristos ar fi avut legătură cu comunitatea esenilor. Și care este, de fapt, legătura acestora cu manuscrisele de la Marea Moartă? Păi e foarte interesant dacă studiem un pic felul de a viețui al esenienilor, care este aproape identic cu cel al călugărilor ortodoxi. În primul rând este vorba de o purificare. E foarte interesant, uite, iarăși fac o paranteză, dacă veți ajunge la Qumran în Israel, vă veți mira văzând situl arheologic că fiecare casă avea un bazin de purificare cu apă. Pentru esenieni era foarte importantă starea totală a practicantului cuvântului lui Dumnezeu de a se întâlni cu Dumnezeu într-o puritate atât din punct de vedere fizic, cât și din punct de vedere mental, ca în cele din urmă sufletul să rămână nealterat, neviciat, necorupt, nesedus de Duhul Lumii. Esenienii cu niște secole bune înaintea creștinilor, vorbesc de Duhul Lumii versus Duhului Dumnezeu, exact ceea ce spune și Iisus Hristos când le povestește așa de frumos în pilde apostolilor și celor care îl urmau, că el nu a venit să se războiască cu dracii, ci cu Duhul Lumii. Și propria lui experiență, propria lui prezență, propria lui înviere ne va arăta tuturor că el a învins efemeritatea aceasta, praful lumii și redă sufletele omenești veșnicia, eternitatea dumnezească. S-a speculat mult că Iisus Hristos, prin prietenia cu Ioan Botezătorul, prin faptul că în această comunitate se practica cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu, așa cum a fost el dat antemergătorilor din Vechiul Testament al lui Iisus, părinții gândirii iudaice, marii proroși și marii profeți a iudaismului. Și atunci găsim acolo, găsim în organizarea fiilor luminii un tip de abordare a vieții, obișnuite a vieții de zi cu zi, foarte, foarte asemănătoare cu cea
a creștinilor ortodoși, dar și cu cea a cistercienilor, a fraților templieri de mai târziu din Evul Mediu, care adoptau acel veșmânt de alb din lână de oaie, din lână de miel, ca un simbol al castității și al purității, în băierile ritualice, postul prelung, așa ca etape premergătoare pregătirii minții și sufletului de a se întâlni cu Dumnezeu, plus o oareșcare detașare, dacă vreți, de tot ceea ce înseamnă lumea materială. Esenienii studiau, citeau și ceea ce este foarte interesant, spre deosebire de iudaismul canonic și mai apoi de creștinismul canonic, aveau în bibliotecile lor de la Nag Hammadi, pentru că s-au descoperit manuscrise și a altor religii. Ei traduceau, studiau, puneau în comparație, găseau echivalențe și diferențieri între marile curente de gândire ale contemporaneităților din lumea antică. Erau foarte la curent cu întreaga gândire spirituală a întregii lumi. Și pentru că ai pomenit mai devreme de personalitatea lui Ioan Botezătorul, bineînțeles, gândul m-a dus la o altă carte publicată în portofoliul editurii Herald. Este vorba despre cartea lui Ioan Botezătorul. Și așa cum spuneai tu foarte, foarte frumos, până și felul acesta, tipul acesta de purificare, până la urmă și îmbrăcămintea, și dieta, mâncarea pe care ei o foloseau, întrebuințau, arată un mod, aș spune, foarte ascetic de a trăi, căruia i-a fost, să spunem, alături și modul de viață, stilul de viață pe care Ioan Botezătorul l-a avut trăind în pustie. Scripturile de la Nag Hammadi continuă și astăzi să suscite un viu interes în egală măsură admirație și, până la urmă, nedumerire în rândul publicului larg, al opiniei publice, pentru că aceste scrieri ne oferă o imagine despre complexitatea mișcării creștine timpurii și ridică, până la urmă, întrebări fundamentale pentru oricine este interesat de istoria civilizației noastre, așa cum spuneai tu puțin mai devreme. Mai târziu, unele texte s-au pierdut, cum a fost confirmat în decembrie 1945, arse sau aruncate, dar ce a rămas este uimitor: 52 de texte din primele secole ale erei creștine, inclusiv o culegere de evanghelii creștine timpurii necunoscute până atunci, pe lângă Evanghelia lui Toma, Evanghelia lui Filip. Descoperirea includea și Evanghelia adevărului și Evanghelia către egipteni, care se prezenta drept cartea sacră a Marelui Spirit nevăzut. De ce sunt importante aceste, le-aș numi, evanghelii? Unii le spun interzise, alții gnostice, alții apocrife, neincluse în canonul bisericesc. Și poate aș spune că una dintre cele mai importante, despre care am tot vorbit alături de domnul profesor Teodoru Ghiondea, este Evanghelia lui Toma. Și personajul Toma. E Evanghelia foarte după interesant. Toma, să specific. După Toma. E foarte interesant și trebuie să reamintim celor care ne privesc că la Nag Hammadi, pe lângă cele patru evanghelii canonice pe care noi cu toții le cunoaștem din istoria creștinismului oficial, au fost găsite și alte manuscrise care ar putea compune un corpuscul mult mai larg de evanghelii, în total vreo 87. E interesant să mai spunem că această gândire eseniană are niște rădăcini foarte puternice în iudaismul necanonic, dar aceste rădăcini rodesc așa într-o coroană foarte frumoasă, de exemplu, în gândirea bogumil ortodoxă, prigonită de biserica oficială și mai târziu în ceea ce se numește mișcarea catară din sudul Franței. O mișcare care a fost înăbușită în sânge în urma unui dictat al Papei Urban al II-lea, care a considerat extrem de periculoasă această mișcare pentru instituția de la Vatican, întrucât foarte mulți
creștini care nu aveau acces la, nici măcar la Evangheliile canonice, pentru că ele erau scrise într-o latină veche, nepracticată și nevorbită uzual în niciuna dintre fostele provincii ale Imperiului Roman, dar felul acesta foarte direct, foarte apostolic, foarte cald, de la inimă la inimă, care e un atribut al gândirii eseniene, se duseseră și convinseseră foarte mulți practicanți catolici să treacă la acest curent de gândire. Acum tu m-ai întrebat de ce e foarte importantă toată această moștenire a gândirii iudaice și creștine ale primelor câteva secole, pentru că, uite, porțiunile sau fragmentele lipsă din biografia Mântuitorului nostru Iisus Hristos, o anumită problematică pe care și-o puneau apostolii în raport cu puterea, în raport cu lumea, în raport cu însuși adevărul, sunt foarte bine cuprinse în aceste 82-83 de evanghelii care au rămas cumva pe din afara canonului creștin. Toma este un evanghelist extrem de important. Noi îl cunoaștem sub pseudonimul de Toma, necredinciosul, în sensul în care el era practicantul acelei gândiri pe care o avem și noi astăzi, că nu tot ce zboară se mănâncă și tot ceea ce trebuie asumat trebuie trecut și prin filtrul propriei experiențe. De aceea, Toma, noi știm că după învierea lui Isus, până n-a pipăit el acolo cu degetul și n-a văzut urmele răstignirii lui Isus, nu a crezut în această chestiune. Dar mai mult decât atât, Toma e foarte important pentru că el cred că a cuprins și a înțeles foarte bine mesajul lui Isus, mai ales acela că regatul meu nu este din lumea aceasta. Și Toma spune în Evanghelia lui că Dumnezeu nu locuiește în templu, Dumnezeu nu locuiește în afara sufletului omenesc. Exact ceea ce mărturisește în toată experiența lui și în toate cuvântările lui, fie în pilde, fie mai direct, însuși Iisus Hristos, spunând că templul lui Dumnezeu este în lăuntru ființei omenești, nu în afara ființei omenești. Și toată natura, tot ceea ce se manifestă în universul ăsta, spune Toma, este semnătura lui Dumnezeu. Dacă ridici o piatră și vezi acolo o familie de miriapozi, este semnătura lui Dumnezeu. Dacă urmărești cu vântul foarte blând adie printre frunzele de măslin dintr-o grădină, este semnătura lui Dumnezeu. Dacă oamenii n-ar mai vorbi, n-ar mai scrie, n-ar mai mărturisi pe Dumnezeu, peștii din mări îl mărturisesc pe Dumnezeu, stelele de pe cer îl mărturisesc pe Dumnezeu. Și sigur că externalizând atât de mult și internalizând totodată atât de mult prezența lui Dumnezeu în întreg universul, dar și în inima omului, Toma sfidează cumva ierarhia de putere, instituția templului, care mai târziu este preluată de instituția bisericii oficiale, cu papă, cu patriarh, cu episcop, arhiepiscop, vicari, preoți și așa mai departe. Mai mult decât atâta, și în Evanghelia lui Toma, dar și în celelalte scrieri, este spus foarte clar că cine îl mărturisește pe Dumnezeu prin cuvântul său, deopotrivă bărbat sau femeie, este un înalt preot al lui Dumnezeu. Preoția asta a lui Melchisedec, care nu mai este preoția lui Aaron, este o preoție dată tuturor celor care îl mărturisesc pe adevăr, adică pe Hristos, cum spunem noi. Și iarăși, din acest punct de vedere, exclusivismul acesta teologic, care însoțește atât Biserica Bizantină cât și Biserica Apuseană, dispar ca sens. Și atunci noi putem înțelege astăzi de ce aceste scrieri sunt considerate fie eretice, fie chiar blasfemice, au fost dictate într-o anumită perioadă, anateme teribile, afurisiri, arderi pe rug chiar a celor care pomeneau cumva de aceste învățături. Și aici mă refer și la mișcarea bogumilică, mă refer și la mișcarea albigenzică sau catară din partea occidentală a bisericii.
Un alt grup de texte, pe lângă cele menționate mai devreme, constă din scrieri atribuite adepților lui Isus Hristos, precum Cartea Secretă a lui Iacob, Apocalipsa lui Pavel, Scrisoarea lui Petru către Filip și Apocalipsa lui Petru. De altfel, există și o altă carte, Faptele Apostolilor Petru Andrei, în portofoliul editurii Herald. Cine a făcut selecția surselor specifice care alcătuiesc canonul bisericesc? Păi s-a întâmplat, nu, în 354, la Nicea, s-au întâlnit mari gânditori a Imperiului Roman. S-a constatat acolo că, global vorbind, cetățenii Imperiului Roman erau mai degrabă mult mai legați de cultul lui Mitra, care era un zeu al soarelui, că lumea păgână, în general, era o lume politeistă și că ar fi mult mai bine cumva ca instituția care abia se năștea a creștinismului oficial să se suprapună cumva peste această gândire neteologică, această gândire populară a cetățenilor Imperiului pentru a nu tulbura foarte tare Imperiul și pentru a permite instituției imperiale să aibă o anexă de putere în biserică. Și atunci se hotărăște cumva ca tot ceea ce pune în pericol tama idee de Duhul Lumii și de stăpânitorii acestei lumi, pe care Pavel îi pomenește, desigur, în aproape toate epistolele sale, să nu ajungă în inimile și la urechile cetățenilor, pentru că aceștia, întâlnindu-se cu adevărul și cu cuvântul întrupat al lui Dumnezeu, ar înțelege că lumea este o imensă familie, iar singurul raport de real, spiritual între oameni este doar acela de fraternitate cu frați mai mari sau cu frați mai mici, nici de cum cu domine, cu stăpânitori, cu sclavi, cu toată ierarhia aceasta globală care era specifică oricărui imperiu. Și a fost cumva, dacă vrem, o conspirație împotriva adevărului între autoritatea militară și regală, imperială, cu sprijinul unor foarte erudiți și foarte intelectuali, dacă vreți, gânditori ai Imperiului, care știau greacă, care știau ebraică, care avuseseră contact destul de pregnant cu câteva secole înainte cu iudaismul canonic, și atunci s-a considerat cumva că o instituție de putere ar fi mult mai confortabilă cu un adevăr parțial. Și atunci s-a hotărât ca din marea grupare de cărți pe care noi le-am mai pomenit, apropo de cărțile lui Enoch din Vechiul Testament și aceste evanghelii apocrife, cum sunt ele numite astăzi, să fie considerate necanonice, și o bună perioadă de timp, aproape un secol, dacă nu chiar două, ele au continuat să existe cumva în memoria colectivă, dar considerate ca fiind neimportante. Nimeni nu avea acces la ele să le citească, cu excepția celor care studiau cu adevărat latina, iar aceștia nu puteau fi decât cei ai autorități. Și atunci oamenii care nu aveau acces până secole mai târziu, odată cu venirea gândirii lui Calvin, a lui Luther, a mișcării protestante, cea care hotărăște cumva să se traducă în limbile tuturor popoarelor, atât Vechiul cât și Noul Testament, ca oamenii să citească ei cu ochii lor și cu mintea lor ce spune acolo, iar ulterior ele fiind considerate necanonice, fiind considerate neimportante, neinteresante, au ieșit din orizontul de preocupare obișnuit, și dacă nu s-ar fi găsit în 1947, printr-o întâmplare evident dumnezeiască, poate că astăzi noi nu am fi vorbit despre ele și nici măcar n-am fi știut că ele au existat și că unele dintre textele descoperite la Nag Hammadi sunt chiar mai vechi decât multe dintre traducerile din limba greacă care au făcut parte din primele cărți ale Noului Testament. Și mă gândeam în timp ce vorbeai apropo de Evanghelia după Toma, în care la un moment dat Apostolul Toma
A avut o relație mai specială cu Isus și la un moment dat Isus îl cheamă după momentul învierii, îl cheamă la el, doar pe el, nu și pe ceilalți apostoli, îi spune o taină, pentru că de asta aici vorbim foarte mult de caracterul acesta ascuns sau secret. Îl cheamă la el, îi dezvăluie un secret, să spunem, și ceilalți apostoli, curioși, îl întreabă ce ți-a spus Domnul nostru. Și el spune, dacă ar fi să vă spun, să vă dezvălui ceea ce mi-a spus, ați arunca în mine cu pietre de foc. Deci, asta cumva și arată importanța în toată această poveste, importanța apostolului Pavel, pe care, de altfel, Iisus îl și trimite în India să propovăduiască. Pentru că Păi e pomenei. foarte important. Spune. Iată-mă o secundă, e foarte important să înțelegem că chiar și printre apostoli, în prezența lui Iisus Hristos și mai ales după răstignirea și înălțarea lui, a existat o dihotomie dacă mântuirea este a tuturor sau doar a evreilor credincioși. Toma, mergând în India să propovăduiască, cu Apostolul Pavel propovăduind cuvântul lui Dumnezeu neamurilor, există, iată, un paralelism între Toma și Pavel, ei duc cuvântul și mărturisirea lui Dumnezeu prin Iisus Hristos întregii lumi. Pentru că noi știm foarte bine, au existat certuri chiar între Petru și Pavel, într-o primă perioadă în care Pavel are Epifania după drumul Damascului și devine cel de-al 13-lea, dacă vreți, apostol al lui Isus, deși Pavel nu l-a cunoscut personal pe Isus, este contemporan cu ei, dar n-a făcut parte dintre primii creștini, ca să spun așa, ba dimpotrivă, el a fost chiar un legiuitor iudeu și un prigonitor al creștinilor când se numea Saul din Tars. Iar secretul acesta care a tulburat o perioadă, chiar și primele comunități creștine, era că mesajul lui Dumnezeu este pentru toată făptura, nu doar pentru iudei. Lucru care i-a împiedicat chiar și astăzi pe gânditorii iudaici să-l recunoască pe Iisus ca pe Mesia. Pentru că în gândirea canonică, rabinică, dacă vreți, dreptul la eternitate și la veșnicie este doar a poporului ales, adică a poporului lui Israel. Iisus universalizează cu adevărat poporul ales și spune unde sunt doi sau trei în numele meu, acolo sunt și eu cu ei. Și atunci el pune ca temelie a templului credința și nu genetica, nu alegerea, nu tradiția. De asta este foarte tulburător și astăzi pentru unii creștini canonici să înțeleagă că mărturisirea din credință și din adevăr este mai puternică decât tradiția. Dragii noștri, iată, am discutat astăzi, bineînțeles, ca de fiecare dată ne-au mai venit în minte și alte cărți care au legătură cu subiectul nostru. Am discutat despre manuscrisele de la Marea Moartă și scripturile gnostice de la Nag Hammadi, cărți publicate în colecția manuscris a editurii Herald, o colecție, spun eu, extrem de importantă pentru înțelegerea fenomenului primelor secole ale creștinismului și de asemenea în colecția Biblioteca Orientalis, cartea profesorului Constantin Daniel, Esenienii și manuscrisele de la Marea Moartă. A fost alături de noi și îi mulțumesc din suflet jurnalistul Oreste Teodorescu, care ne-a împărtășit din experiența sa și mai ales din, iată, din cărțile acestea pe care cu siguranță le iubește foarte mult. Dacă mai am Sigur. timp, vreau să le recomand celor care ne privesc, când ajung în Palestina, în Țara Sfântă, pentru că îți spun și Palestina și Israel, pentru că locurile acestea interesante, o parte sunt pe teritoriul autorității palestiniene, cele mai multe creștine, dar Qumranul există și este în Israel, este la Marea Moartă și ar fi mare păcat
dacă tot ajungeți pe drumul pașilor dintâi ale prorocilor și profeților din Vechiul Testament și din Noul Testament, să nu ajungeți să vizitați situl arheologic de la Qumran, de la Marea Moartă. Veți găsi acolo enorm de multă informație despre tot ceea ce înseamnă mișcarea eseniană. Au fost câțiva cineaști polonezi, ruși, norvegieni, suedezi care au realizat niște documentare care pot fi vizionate acolo și este o odisee întreagă a lui Ioan Botezătorul și acestei mișcări a Fiilor Luminii. Adică eu recomand în periplul Țării Sfinte, dacă ratezi cumva Qumranul, pierzi foarte, foarte mult și ar fi mare păcat. Mulțumim foarte mult, Oreste. Dragilor, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți Deschise pentru Minți Deschise. Să aveți o zi binecuvântată și lectură plăcută. La revedere, numai bine! Doamne ajută!